Te rog. Ai fost vreodată solicitat să transporti droguri? Da. Ai fost vreodată solicitat să transporti persoane care nu trebuia să le transporti? Da. Da. Brexitul este un lucru care ne va schimba viața foarte multora. Una dintre persoanele care era lângă mine, care mi-a declarat că are, deci era cu mine personal, mi-a declarat că are doar 4, avea 20 de cartușe de țigări. Și întotdeauna la fiecare curs aduc câte 2 cartușe, fie că plec eu sau oricine, pentru noi personal, nu pentru revânzare. Dacă ați observat pe profilul meu, niciodată nu au fost adăugate vând bomboane sau alte lucruri. Nu dețin cofetării și nu vând așa ceva. Salutare, bun găsit la un nou episod al podcastului Escu Show. Eu sunt Escu, vă salut aici din sud-vestul Angliei, unde este frumos și soare, cam cu dinți, dar ne bucurăm așa, decât ploaie, mai bine soare. Un nou episod la podcastul Escu Show, la care vă invit să apăsați butoanele alea de like, de subscribe, să lăsați un comentariu, să dați un share la prieteni, la cunoștințe, rude, colegi de muncă, de casă, cum mai vreți voi, pentru că este foarte important să ne recomandați să creștem podcastul ăsta, să creștem platforma asta și să implicăm cât mai mulți români în discuții, în dialog, să învățăm să comunicăm un pic mai eficient decât o facem deja. Astăzi, alături de mine, l-am pe Vasile Barbu, un om pe care vreau să-l cunoașteți și voi, pentru care are foarte multe chestii faine de spus. Mulțumesc că ai acceptat invitația, bine ai venit la Escu Show! Bine te-am găsit, bună ziua ție și tuturor invitaților tăi, care sperăm să fie număr cât mai mare. Da, cel puțin eu, cât pot, o să dau share la chestia asta pe cât mai multe grupuri de români, ca să audă ce ai tu de spus și, bineînțeles, întrebările pe care o să le pun eu, de multe ori reflectă întrebările pe care le găsesc în general pe grupurile de români. Tu ești Vasile Barbu, ești un antreprenor, locuiești în Marea Britanie de niște ani, ai o experiență în spate, te rog să-mi iei așa un pic de la început, să te prezinți, măcar pe scurt, să știm cine ești, cine e omul din spatele business-urilor pe care le ai, pe care le conduci, pe care le administrezi, și după aia o să încep să pun întrebările alea de care îi aminteam. Bun, o scurtă prezentare. Cum ai spus, numele meu este Vasile Barbu și în vârstă de 46 de ani. În Marea Britanie am sosit în 2002. Noiembrie 2002, deci se împlinesc anul acesta 20 de ani. Am venit ca un simplu bucătar. Evoluția, munca, seriozitatea și ceea ce ne îndrumă pașii tuturor ne-a dus ca în urmă cu 5 ani să achiziționez un prim pub, un prim business al meu în Marea Britanie. La scurt timp după aceea urmând al doilea pub. La o perioadă, mai bine spus, acum 3 ani de zile, am avut un challenge să merg pe traseul ăsta al transportatorilor. De ce? Piața o cerea. O cerea și am spus de ce nu să nu încep. În acești 3 ani, dezvoltându-se destul de bine, încă o dată seriozitatea și munca te propulsează aici în sud-estul țării Calilor, fiind undeva pe locul 1 în ale transportatorilor. Da, felicitări. Țin să menționez că am beneficiat și eu de serviciile tale când încă nu știam că vei fi invitat. Era în decembrie, anul trecut, parcă. Da. Când ai avut neplăcerea de a face un drum din Țara Galilor și până aici în Devon. Nu, a fost chiar o plăcere pentru mine. Nu există neplăcere. Există doar anumite inconveniente, dar neplăceri niciodată pentru mine. Altfel nu m-aș apuca.
Ai vorbit ca un adevărat om de afaceri cu diplomația unui adevărat om de afaceri. Tu ești administratorul, cel care a înființat patronul firmei AVG Transport sau AVG Couriers, mai bine zis. Ai spus că piața a fost cea care a cerut să te implici în transport. Hai să începem cu transporturile, pentru că am așa o prezentire că aia o să fie cea mai stringentă problemă pe care cu siguranță. Spune-ne un pic cum ai sesizat nevoia pe piață de încă un transportator, că sunt atât de mulți care fac reclamă că fac transporturi. Dar spune-ne, te rog frumos, cum ai început cu piața? Nevoia a fost foarte simplă. Eu fiind implicat în nevoia de a trimite ceva colete către România și neavând cu cine. Practic m-am lovit de anumiți transportatori care, din păcate, nu mai sunt la ora actuală pe piață, care mai mult neseriozitatea i-a scos, pentru că te chemau în anumite locuri, nu se făceau de la ușă la ușă, te chemau în anumite locuri, după care spunea că nu-ți pot lua coletele și așa veneai cu ele o distanță de 100 și ceva de kilometri, la care te întorceai cu ele înapoi și dezamăgirea nu a ta, cât a celor care urma să primească coletele, că nici măcar nu părăseau Marea Britanie. La toate aceste lucruri a contribuit celălalt business al meu, ca și restaurant, unde din când în când fac serate românești. Acolo întâlnind foarte mulți români, întrebând pe care, mai de care, unde, ce și cum trimit, fiecare în această zonă aveau numai necazuri. Eu trebuie să mă duc în Birmingham, eu mă duc tocmai la Cardiff, eu mă duc încolo. Și atunci am luat inițiativa și am spus, bun, în cazul ăsta am să achiziționez un van și mă voi apuca eu pentru prieteni, atât pentru mine cât și pentru prieteni. De la lucrul ăsta s-a dezvoltat AVG Internațional la ora actuală. Am înțeles. Cum ai perceput tu piața transportatorilor până când te-ai apucat tu însuți de business-ul ăsta? Cum te-ai descurcat cu trimiterea și cu primirea pachetelor de acasă? Mai ales din partea asta a Marii Britanice. E o problemă pentru noi ăștia care suntem așa mai la capăt, știi, mai spre... Da, distanță destul de mare. Cum s-au perceput? Am perceput-o în modul cel mai... Atunci, vorbind la ora aceea, acum 3 ani de zile, o piață care este loc pentru oricine. Oricine serios, oricine își dorește să facă lucrul ăsta și dispus să și piardă. Pentru că începuturile sunt foarte grele. Se pierd mașini, se pierd un timp foarte important din viața ta, pentru că o călătorie numai până în România și înapoi este de un minim de 5 zile. Și atunci trebuie să fii dispus la toate cele, ca să fii fair play cu tine, că poți pierde lucrurile astea. După care e un lucru foarte simplu. Dezvoltându-te, îți faci cunoștințe, prieteni noi, clienți noi care de-a lungul timpului se transformă în prietenie, la fel ca și tine, bănuiesc, cel puțin din partea mea. Sigur. Și atunci lucrurile devin mult mai simple, însă atunci erau foarte, foarte ok vremurile, ținând cont că actele nu erau atât de necesare ca în vremurile de astăzi, ca să practici această meserie. Da, vorbim, scuze-mă că te întrerup, dar vorbim din vremurile de azi, adică azi, 26 februarie 2021, da? Deci când te-ai apucat astăzi, când fără un CMR absolut legal, pentru că foarte mulți mai fac. De exemplu, astăzi, în 26 februarie 2021, nu mai poți trece pe la niciun punct de frontieră între Franța și Marea Britanie decât pe la comercial. Iar pe la comercial, dacă nu ai declarații vamale,
acte în regulă ale firmei, acte doveditoare a ceea ce conțin, ce conține transportul pe care îl efectuezi, este foarte greu. De asta foarte mulți îi găsești în Dover, stând pe lângă și neputând să treacă. Am înțeles. Eu, când te-am întrebat cum percep piața, am încercat să scot de la tine ceva controversant. Hai să-ți spun și de ce am făcut lucrul ăsta. N-am încercat să te atrag într-o capcană, să spui ceva rău de alții, ci am încercat practic să spui ceea ce noi toți, cei care locuim în străinătate, de multe ori observăm și nu prea putem să nu dezobservăm. Știi, odată ce ai văzut ceva, nu prea poți să nu-l mai vezi, știi? Unseen. Este vorba de seriozitatea unor transportatori sau al unor băieți și fete care se apucă să facă chestia asta, probabil ne fiind conștienți de greutățile pe care pot să le întâmpini, probabil fiind un pic așa copleșiți de cheltuielile care sunt și de chestiile astea. Este un miraj și tuturor celor care, pentru că am foarte multe întrebări ale unor persoane care doresc să se apuce de acest business. Este un miraj pentru că toată lumea face un scurt calcul cât pot să încarc, 1000 și ceva de kilograme, face o socoteală rapidă a 1,50 și imediat le dă o sumă care, gata, ia uite ce constă doar în a le duce până acasă și atât. Faptul că trebuie să faci niște declarații vamale, că trebuie să scrii fiecare chestie pe hârtie, ceea ce înainte nu era cazul, faptul că nu mai poți trimite mâncare sau nu mai poți aduce mâncare sau nu mai poți aduce unele chestii, faptul că acum aduci, eu știu, un cartuș, două de țigări și trebuie să plătești, adică băi, am văzut niște chestii nasoale. Automat. În legătură cu partea alimentară, atâta timp cât transportul, eu beneficiind și de o mașină frigorifică, atâta timp cât transportul de alimente este adus în condiții optime, totul este în regulă în clipa de față. Este interzis mai mult de un cartuș de țigări de persoană, este interzis alcoolul fără niciun gram de alcool, referindu-mă la alcoolul genul nostru, palincă cele tari. Este îngăduit un carton de bere, este îngăduit 18 litri, toate acestea mă refer la o singură persoană. De obicei, aflându-se două persoane, deci se dublează volumul pe care îl putem aduce în mod legal, dar doar legal. Mai există celălalt transport în care de import-export între firme. Acela cu actele necesare le poți aduce pentru număr cât se poate de mare. Deci nu este o problemă. În cazul în care aduci marfă pentru un magazin românesc, să spui, sau ai un magazin, sau atunci ai altă treabă. Dar atunci deja discutăm de alții. Automat. Da, revenind la faptul că până în momentul ăsta, cel puțin, eu am cunoscut, sunt în țara asta de aproape 14 ani și eu, și am cunoscut doi transportatori serioși. Adică vorbesc de un transportator de la Plymouth care este consacrat, este aici de mulți ani, l-am apelat, am folosit serviciile dumnealui și pot să spun că într-adevăr am sesizat seriozitate. La fel am beneficiat de serviciile AVG Couriers acum vreo câteva luni de zile. Din pură întâmplare, ai fost recomandat pe unul dintre grupurile de aici din Devon și m-am convins că da, domne, într-adevăr există seriozitate. S-a spus door to door, de la ușă la ușă, într-adevăr așa a fost, adică nu au existat chestii de alea care se schimbă. În schimb, în momentul în care intri pe grupurile de români, nu ai cum să nu vezi diferite persoane care fie se plâng de serviciile proaste ale unor transportatori, fie povestesc anumite întâmplări care de multe ori nici nu știi cum să le iei. Uite, eu sunt administrator unui grup de aici de români din Devon și a trebuit să refuz postarea cuiva pentru că nu am știut, nu am putut
să o verific dacă este adevărată sau nu. Cineva se plângea că i s-a furat din pachete, că i s-a aruncat nu știu pe unde, nu știu ce marfă, că nu știu care sunt neserioși, că tralala, că na-na-na. Și am zis, băi, eu nu am cum să verific informația asta, deci nu poți să te las, îți dau ție o platformă ca să le faci lor o reclamă proastă. Dar sunt tot felul de chestii de genul ăsta. Acum, tu ca... Tu ca persoană, nu vorbesc ca administratorul la BG Couriers, ca persoană pe vremea când nu făceai transport. Da, cum da. Vedeai, cum percepeai chestia asta? Te-ai izbit? Ai auzit? Ai văzut lucrurile astea? Se întâmplă? Da. Sau s-a întâmplat? În mare parte s-au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla. În mare parte aici întotdeauna este cuvântul transportatorului împotriva cuvântului clientului. În general, în branșa mea, clientul nostru, stăpânul nostru, deci întotdeauna clientul are dreptate. Dar asta doar pot spune undeva în marge de numai 50%. De ce? Pentru că de foarte multe ori, și vorbesc din punctul de vedere al transportatorului, de foarte multe ori, dacă cumva se împiedică și se ajunge undeva cu o întârziere de 24 de ore, oamenii nu o percep, aolo, mi s-a stricat ceva, nu este, pentru că aici intervine și educația omului. Intervine răutatea unora în care spun, tată, nu ai venit atunci, gata, îți fac rău și îți declară că i-a venit lucrurile într-o stare nu tocmai ok. Se întâmplă câteodată, da, se întâmplă și lucrul ăsta. Depinde foarte mult și ceea ce conține. Iar dacă clientul nu ne înștiințează, și mă refer aici și fac o paranteză, am primit pește. Peștele nu poți să-l transporti, dar nu ne-a spus că înăuntru conține pește. Am înțeles. Deci a fost o marfă nedeclarată într-un fel, da? O marfă nedeclarată, da. Iar atunci tu te trezești în postura celui care mi-a venit stricat. Da, da, nu mi-ai spus și iar că nu ți-o luam. Mi-ai spus că este cu totul altceva. Și atunci de asta se întâmplă. Din punctul meu de vedere, întotdeauna, cel puțin de acum încolo, absolut toți clienții mei sunt înștiințați. ABG-ul nu lucrează cu timp, lucrează doar cu seriozitate și cu siguranța că pachetele se vor ajunge și se ajunge în bună stare. ABG-ul propune tuturor clienților o colaborare cât se poate de ok, adică fără să ne mai mințim. Să-i spunem, noi spunându-le unde ne aflăm, ei stând liniștiți și declarându-ne tot. De ce? Pentru că intervine acum a treia persoană, cei de la vamă, care dacă nu am declarat și se deschide anumite colete, putem sta și până la 48 de ore în vamă. Și atunci este bătaia de joc a celorlalți care probabil au declarat ok, dar ei nu își vor da seama că eu am stat acolo în vamă din cauza unuia care nu a declarat ceea ce trimit. Da, pentru că tu ca transportator nu iei doar pachetele unei singure persoane, ci iei pachetele automat de la 10, 15, 20, eu știu câți iei tu. Automat. Și din cauza unuia suferă ceilalți 19, nu? Automat, iar cei 19 neștiind întotdeauna cine-i devină transportator. Transportatorul, da. Hai, aici ajungem și la cealaltă față a monedei, pentru că trebuie să o spunem. Este vorba de clienții care nu declară ceea ce pun în pachete. Corect. Sau declară fals, sau chestii care din start se știe că nu sunt ok, nu sunt acolo. Se ascund țigări, se ascund de alcool și așa mai departe. Am auzit de diferite chestii puse prin Pampers și alte minuni de astea. Am auzit de cazuri în care transportatorul, dacă nu mă înșel, chiar tu ai pus o poză la un moment dat pe profilul tău, pe la sfârșitul lui decembrie, dacă nu mă înșel, unde ți-ai luat o amendă de 1000 de euro. Pentru 1000 de euro, da. Tu erai, da? Da, da, eu, da, 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 da. Ia, spune-ne puțin, spune-ne, completează puțin ideea asta, că nu vreau să o zic eu, știi, când tu ai trecut prin ea. O modalitate foarte simplă, ca să vedeți unde duc, și n-am să dau un nume, unde duc inventivitatea românilor.
aducând la acea oră și două persoane din România care îmi sunt cunoștințe, la întrebarea, vă rog frumos, câte țigări aveți ca să știm ce declarăm. La acea oră erau voie câte patru cartușe de persoană. Fiecare mi-au spus că au patru cartușe. Eu, pentru mine personal, nefiind fumător, nu iau, însă achiziționez întotdeauna câte două cartușe. De ce? Pentru că asociații mei, pentru că eu pe toți îi numesc fiind asociații mei, pentru că numai așa putem să răzbatem domeniul ăsta, ei fumează. Și întotdeauna la fiecare curs aduc câte două cartușe. Fie că plec eu sau oricine, pentru noi personal, nu pentru revânzare. Dacă ați observat pe profilul meu, niciodată nu au fost adăugate vând bomboane sau alte lucruri. Nu dețin cofetării și nu vând așa ceva. Da. Nu. Atunci, la acea oră, mi-au spus toți că au câte patru, am spus, băi, chiar suntem în regulă, suntem cu două pe minus, fie bine așa. La acel control, una dintre persoanele care era lângă mine, care mi-a declarat că are, deci era cu mine personal, mi-a declarat că are doar patru, avea 20 de cartușe de țigări în bagaj. Wow. Deci, imaginează-ți prin ce anume treci când ai persoana lângă tine. Aoleu, jenant, penibil. Da, la modul la care el nu știa, adică se intervine, eu fiind o persoană foarte deschisă, asta e situația, niciun fel de problemă, se rezolvă, vă însușiți partea de a plăti o parte din amendă, automat. El spunând, nu e niciun fel de problemă, însă surprizele au continuat. Ei da, iauzi, fără Andreea Marin. Fiind perioada în care se trimet murături, surpriza cea mai mare a fost ca dintr-un bidon de murături să se scoată patru cartușe de țigări băgate, știți că pungile alea când te duci și subacvatic îți bagi cele personale. Da. Deci, surpriză, să vezi, era o doamnă ofițer care era cu mâna la nas și scotea cele, încă patru cartușe de țigări. Culmea, tot a unei cunoștințe care urma să aibă botez la mine la restaurant. Surprizele știți cum sunt. Deci sunt foarte distractive din punctul meu de vedere. Că spune, voi, dar nu aveam eu așa ceva. În timpul controlului s-a filmat tot timpul. Și avem, adică se vede. Dovada, eu nu le fac publice ca să nu pun imaginea lor într-o postură la locul lor. Am înțeles. Este practic doar o întâmplare care nu... Nu e ok să fie așa, dar nu vrei să faci de râs persoana, da. Ținând cont că era decembrie, iar ținând cont că în clipa în care te-a scos solul din mașină, eu, având căldură în mașină, eram în tricou. Deci, la acea oră era minus 6 grade în Germania. Vă dați seama, am stat 6 ore într-o parcare pentru control în tricou. Deci nici nu mai vedeam de frig din punctul meu de vedere. Iar în acea clipă în care le spui, tată, deci aveți, ați pus țigări. Sunt foarte mirat și spun în felul următor, dar marea majoritate, că sunt trași la indigo, nu am știut, probabil că a vrut mama sau soacra să-mi facă o surpriză. Problema e că surpriza nu a fost surpriza, făcută lor, da. A fost făcută mie. Și, ți-a făcut surpriza. Uite, acum ai surpriza de a plăti o amendă de 1000 da, de euro. Da. Revenind la lucrul ăsta, atunci spune, vai de mine, cum eu fiind un om foarte corect, să știi că am spus în felul următor. Au fost 5 persoane prinse cu țigări, deci niciuna n-a avut voie. Am împărțit amenda la 5, însă cel cu 5 cartușe, de ce să plătească la fel cu cel 20, intervine lucrul ăsta. Eu spunându-le, mi-am spus, pe mine nu mă interesează, că nu iau la cartuși,
fiecare, adică să le fie bine tuturor. Că n-aveați voie să trimiteți niciun pachet, cel puțin, din punctul meu de vedere. Eu făcând clienților noștri tot la fel. În cele două cartușe, să știi că nu totdeauna le dau celor care lucrează cu mine, ci și clienților, că mai vine și spune, te rog eu frumos, mai, da, uite, aici, uite, ia și tu, înțelegi, un cartuș și uite, tot așa îi rotez pe toți, ca toată lumea să fie mulțumită. Da, până la urmă, ce poți să faci decât să îți păstrezi tu principiile la care, cu care ai pornit la drum în momentul în care ai apucat de business-ul ăsta, pentru că altfel, dacă îți pierzi pilonii ăștia, dacă îți pierzi deci nu trebuie să te îndepărtezi. Ai terminat-o. Nu trebuie să te îndepărtezi absolut în business, în general. În clipa în care te ai deviat de la traseul pe care ți l-ai propus și care vezi că dă rezultate, încete câteodată, dar dă rezultate, este greșeala cea mai mare, pentru că întotdeauna, de-a lungul timpului, bănuiesc în orice business, se investesc anumite oportunități care, dacă de-a călca strâmb, adică. De-a călca strâmb. Care un singur transport sau două, probabil că îți aduce un beneficiu enorm. Uh-huh. Iar eu fiind contactat deseori de asemenea transporturi. Însă niciodată am spus business-ul se bazează pe lucruri corecte, pe lucruri fair play. Vreau să mă întorc acasă chiar dacă obosit și să dor liniștit pe pernă decât să am surprize. Genul cum ți s-a bătut la ușă să fie altcineva nu prea ți-ar conveni. Mi-ai preîntâmpinat întrebarea, chiar voiam să pun întrebarea asta. Te rog. Ai fost vreodată solicitat să transporti droguri? Da. Ai fost vreodată solicitat să transporti persoane care nu trebuia să le transporti? Da. De către români sau de către alte națiuni? De către români, de către români. Întotdeauna aceste lucruri sunt, este un lanț destul de mare, nici nu știi cu cine vorbești, nici nu știi, pentru că nu cunoști. Un simplu telefon care nu știi al cui e, încerci să mai suni după aceea și nu mai dai de nici dreacu. Da, ți se propun. Am avut o propunere care cel puțin era, nu știu, alucinantă din punctul meu de vedere. Să-i mânez duba, să o preiau dintr-un oraș anume, iar când ajung aici, ei îmi vor spune unde e, ce e și cum se află. Și am spus, în primul rând, nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Vorba de zeci de mii de lire. Nu sunt de acord de unde ați venit, ca și cum eu aș dori să fac lucrul ăsta. Pentru că oamenii sunt... Și să știți că se găsesc. Am înțeles. Au fost vreodată puse presiuni pe tine la modul în care să te îngrijoreze, să faci chestia asta, să încalci legea? Absolut deloc. Nu, sunt o persoană cât se poate de dreaptă, sunt o persoană care nu mă îndoi atât de ușor la spusele unora. Deci nu le consider... Le consider doar încercări. Atât. Am înțeles. Până la urmă, fiecare face ce poate, cel taie capul ca să-și ducă traiul. Acum, știi, cei care vor să aleagă calea asta ilegală, este treaba lor, îi privește, este legii care să aibă grijă de ei. Fiecare e responsabil. E treaba lui, e responsabil. Da, absolut. După ce ai primit 18 ani, ești responsabil pe ceea ce faci. În schimb, cred că este responsabilitatea noastră individuală de a ne alege drumul în viață. Deci fiecare și asumă. Bun. Și a ne îndruma copiii și a îndruma colegii, prietenii, pentru că numai așa putem persevera și putem ajunge inclusiv noi românii la nivelul altora. Da. Și atunci doar ăsta e principiul principal. După aceea le vedem pe parcurs, pe drum. Da. Eu cred că am cam lămurit-o cu transportul, cu transportatorii și din punctul de vedere al transportatorului și din punctul de vedere al clientului. Noi ceilalți cam știm cam cum stă treaba. Sunt transportatori corecți, sunt transportatori mai puțin corecți. Unii s-au apucat de chestia asta din oportunism,
sau pentru că pur și simplu așa li s-a întâmplat, știi, din coincidență. Băi, am un van, am o dubă și hai să fac și chestia asta. Probabil nedându-și seama ce implică, despre ce seriozitate, despre ce angajamente să discut aici. După care vine părțile materiale, adică suportarea transportului, adică întreținerea mașinilor. Sunt foarte importante. Aici voiam să ajung. Faptul că sunt transportatori și mai buni și mai puțin buni, mai serioși și mai nepuțin serioși, clienți mai serioși și mai nepuțin serioși. Deci, corect. Așa. Da. Ca transportator, ce presupune business-ul ăsta? Dacă vrei să te apuci de transport, să spunem că cineva acum se uită, beneficiază, eu știu, de o dubă sau de niște posibilități financiare și aș vrea să muncească pentru el sau pentru familia lui. Băi, nu vreau să mai fiu angajat sau vreau să-mi fac business-ul meu. Ce presupune chestia asta? Te rog să-mi iei de la... Da, mai de la început. În primul rând, cum am și spus, prioritar este seriozitatea și în clipa în care dorești lucrul ăsta să îți aloci un buget. Un buget deloc micuț. Din ce cauză? Pentru că ținând cont că transportul este destul de lung până în România, inclusiv în România, în județe care partea, și ne referim aici la șosele, nu prea există în unele zone în România. Deci toate lucrurile astea trebuie să ai cel puțin o dubă bună, care sub 5.000, dacă te orientezi, mai multe păcăle singur. Să ai întotdeauna, uite, vine iarna, schimburi de cauciucuri care nu sunt ieftine, sunt toate lucrurile astea sunt bugete. Să ai un coleg, pentru că singur nu poți răzbate tot acest traseu. Să fii foarte atent în clipa de azi la declarații vamale, să-ți înființezi o firmă prin care să plătești taxe. Toate astea îți alocă și, nu în ultimul rând, răbdare, înțelepciune. Pentru că dacă nu le ai astea, degeaba le ai pe toate celelalte. Pentru că drumul fiind lung, oamenii sună, dacă te enervezi, risc să ieși printr-un șanț. Deci trebuie să ai o stare de spirit cât se poate de ok, să nu le pui pe toate la inimă. Mulți se înjură, da, păi mi-ai spus, am stat toată noaptea treaz, da. Să nu uite nimeni, pentru că noi transportatorii probabil suntem primele persoane care vrem să ajungem la destinație. De ce? Atunci ne ducem și noi acasă după aceea. În rest, nu cred că cuiva îi place să petreacă undeva la 5 zile numai într-o mașină. Asta este un lucru pe care noi acum, cel puțin noi AVG-ul, încercăm și încă o dată mai colaborăm și cu alte persoane, privați fiind, dar foarte serios și am foarte mare grijă ca cu cei care mă asociez să fie cât se poate de serioși. Da, noi încercăm acum să ne înștiințăm clienții exact pe metoda asta. Stați liniștiți, totul se ajunge în regulă, însă nu putem lucra și spune o oră sau o zi anume, pentru că cine spune lucrul ăsta minte cu nerușinare. Nu ai cum. Deci dacă cineva mie îmi spune că pleacă astăzi din UK și ajunge în România, în Timișoara, sâmbătă, orele 23:40, ăla este un mincinos cu nerușinare. Am și atunci, de-aia spun tuturor clienților și tuturor celor care vor să fie serioși, nu menționați o zi, o dată, o oră. Pentru că nu ai cum. Am înțeles. Oare ce ar fi dacă transportatori precum AVG Couriers, firma ta, ar avea fiecare câte o aplicație pe care s-o pui frumos pe telefon cu GPS, băi, uite, acolo mi-i pachetul, unde? În Germania sau nu știu ce. Și eventual, din când în când, să mai pui așa câte un mesaj, așteptăm în trafic sau whatever, ca să nu mai aibă lumea... La lucrul ăsta, în clipa de față, la lucrul ăsta lucrăm la tracking. Pentru că am...
am vorbit cu toți băieții și am spus, este cel mai ușor de mod de a clienții de a fi înștiințați. Da, nu mai eu stai pe telefoane, la volan, stai, dă-i mesaj la fiecare în parte. Nu, uite, aici ai. Dacă urmăriți din postările în care eu sunt plecat în cursă, veți vedea întotdeauna, pentru că eu menționez, mă aflu aici, da, merg da. Aici, fac live-uri. Da, dar ăla e timp de la tine, a? Eu asta spun, e timp de la tine, pe care exact. Tu ai putea să-l folosești făcând altceva, știi? Exact, numai că lucrul ăsta îl fac eu, iar colegii mei, unii nu pot, adică se concentrează doar pe baza de condus și atât. Și atunci am discutat și exact la lucrul ăsta noi lucrăm în clipa de față, tracking-uri pe mașini. Ca să o încheiem cu AVG-ul, să nu spună cineva acum că... tot episodul ăsta este o reclamă pentru AVG Curier, deși o meritați, din punctul meu de vedere. Spune-ne de unde colectați voi pachetele, din ce zona Marii Britanii și unde difuzați sau unde le împărțiți prin țară? Baza noastră este în South Wales, Cardiff, Swansea, Bristol. Țara Galilor, practic. Țara Galilor, da. Unde aici este sediul nostru. Ne-am extins anul trecut către Exeter, noi având unul dintre băieții care conducea unul dintre vanurile noastre, fiind din acea zonă. Și atunci am spus, în felul ăsta ne dezvoltăm către și Exeter, Devon, zona aceea. În mare parte, noi avem foarte mari cerințe, pentru că avem cerințe din Londra, unde efectuăm și în clipa de față, dar la un mod cât se poate de redus. Swindon-ul, iar îl avem în baza noastră, însă mari cereri sunt din partea dinspre Birmingham, Manchester. Însă, încă o dată, da, degeaba ai cereri dacă nu ai personal. Dacă nu, pentru că lucrul ăsta nu este chiar atât de ușor. Gata, vedeți, eu nu sunt gata, tată, sunt ce mă costă un van și o persoană. Nu, trebuie să găsești persoană. Vanurile sunt și le găsești. Persoana care se ocupe cu seriozitate e foarte greu. Iar în clipa de față, cu regret o spun, sunt din ce în ce mai puțini. Sunt din ce în ce mai puțin. Mulți se uită numai la partea materială. Întotdeauna la interviurile de angajare pe care le am cu pretendenții ca și șofer sau bucătar sau toate cele, în clipa în care la mine vine o persoană și îmi spune ce salariu îmi dai, la mine se încheie acolo discuția. Da. Pentru că eu trebuie să-ți expun dacă tu poți face acel job. Deci nu este un lucru că vindem și îl cumper, nu. Acolo intervin lucruri precum voință, seriozitate, dispunere la efort. Sunt foarte multe caractere pe care dacă nu le ai, eu pot să-ți ofer toți banii din lume, dar degeaba. Da, nicio sumă de bani nu poate să-ți dea înclinația de a împinge puțin peste limită atunci când este nevoie, de a sta o jumătate de oră sau o oră sau chiar 6 ore dacă te ține în vamă peste program. Automat. Dispoziția automat. De a fi plecat de acasă o săptămână în cazul în care ți s-a stricat mașina pe drum sau chestii de genul ăsta, sunt niște lucruri care tu trebuie să dai. Asta trebuie să învățăm, cred noi românii, că mai întâi trebuie să oferi. Să dai calitate și după aia să aștepți să fii remunerat în funcție de ceea ce ai oferit. Nu mai întâi să ceri, că după aia las cu ai vedea eu că... Pentru că știi cum? Cred că țeapa, știi? Țeapa. Da, așa cum șpaga și corupția împute niște chestii, așa și țeapa a stricat altele. Pentru că... Corect. Seriozitatea. Iarăși ajungem la seriozitate și la... De-aia am și spus, am punctat, e numărul 1. Da. E numărul 1. După aceea pleacă toate celelalte. Referitor la asta, ați văzut și roadele pământului. Mai întâi le muncești, după aceea le primești. Așa este și în joburile din ziua de azi. Trebuie să oferi ca să poți primi. Da, ăsta este cursul firesc, asta este natural. De asta se întâmplă sau nu se întâmplă niște chestii, pentru că Corect. Alți transportatori au încercat sau încearcă să te sape.
se mai întâmplă și chestii de astea când un transportator pune pe cineva să facă reclamă proastă altui transportator ca să ia. Sunt bătălii de astea pentru teritorii? Se întâmplă, însă n-am atacat și nu voi ataca niciodată, pentru că ceea ce ar trebui să se înțeleagă și în domeniul ăsta, noi suntem colegi. Noi, practic, dacă am format o uniune, deci dacă ne-am unit absolut cu toți, să într-un sindicat sau ceva te referi? Într-un sindicat, în lucruri, pentru că mișmașurile astea, adică să ne săpăm între noi, e loc pentru toată lumea. Da, dar nu duc nicăieri, asta nu înțeleg unii. Că corect, sunt doar unii, da, sunt foarte puțini, eu cred că sunt o minoritate. Sunt o minoritate, da, stai și îmi spun, sunt oameni frustrați, sunt oameni care, din punctul meu de vedere, sunt aceia care spuneam la început, cred că vor doar să ia partea materială și atât. Nu se gândesc că, ia uite-mă, dar de ce l-alegem pe ăsta încă o dată? Noi, din punctul meu de vedere, fiind o firmă foarte micuță, însă mă bucur pentru că avem cel puțin două plecări săptămânale. Două vanuri se pleacă săptămânal de la firma noastră. Pentru mine este o bucurie. O bucurie, da, pentru că atâta timp că ținând cont în vremurile care ne aflăm, magazine care nu sunt deschise și oamenii tot trimit. Pentru mine aduce, iar încă o dată, și se pot lua informații, pentru mine partea materială nu este deloc cea mai importantă, Ramon. Absolut. Pe mine mă face bucuros să văd, iată, un client mulțumit, iată, chiar dacă lucrul ăla mi-a adus beneficiu sau nu. Asta e principalul meu atât. Da, asta și confirmă seriozitatea și confirmă faptul că voi creșteți într-un ritm așa foarte sănătos. Și cei care sunt serioși, adică uite, eu am apelat la serviciile lui Cătălin Fărăoanu, că despre el era vorba de la Plymouth, și vreau să spun că am beneficiat de seriozitate, de înțelegere, adică eu nu știam cu ce se mănâncă, cum funcționează, care chestie, eram și eu îngrișorat, băi, care-i faza, omul m-a luat, băi, stai liniștit, așa cum ai făcut și tu. Automat, comunicare. Mesaje, comunicarea a fost acolo unde trebuie. Și atunci am zis, bă, da, uite. Și oricând aș apela la serviciile lui Fărăoanu, cu încredere, așa cum aș face eu și cu tine. Și cum am făcut-o de altfel și cu tine în decembrie. Cu încredere, știi? Atunci când oferi seriozitate, din partea cealaltă primești încredere. Și e ca un mulțuri de zăpadă automat, care crește și frumos. Roata se învârte. Și roata se învârte atâta timp cât se învârte roata, va fi mulțumit atât clientul cât și transportatorul. Asta e foarte bine. Ce n-o să mai avem voie să mai trimitim acum cu Brexit-ul? Pentru că suntem într-o situație, chiar ai amintit-o la un moment dat, că ne afectează și poate un pic mai mult decât ne dăm seama. Ce nu mai avem voie să mai trimitem, ce avem voie să mai trimitem și cum funcționează diferit acum față de cum funcționa înainte de 1 ianuarie 2021? Diferit acum a trebuit chiar să declare absolut tot ce ai. Asta este principala diferență, pentru că înainte veneai, puteai să vii ca și simplă persoană cu o dubă, ce ai, am acolo de toate, se uitau, ei aruncau un ochi și treceai. Acum nu, acum îți iau CMR-ul, se uită, vede ce ai declarat acolo. Ce-i CMR-ul? Te rog să spui că eu... CMR-ul este o foaie a transportatorilor care pleacă de la destinație către destinatar. Este o foaie de parcurs. O foaie de parcurs, da. Și acolo se specifică greutatea care o ai pe mașină, șoferul care conduce responsabil de transport, ce anume transporti, în ce sunt împachetate transportul în cutii, în genți, în valize, etc. Dacă acel CMR nu corespunde cu ceea ce ai probleme în bani. Deci ăsta este principala schimbare față din trecut și acum. După aceea urmează în felul următor. Nu era voie nici înainte să se trimită țigări. Deci lucrul ăsta nu-l putem spune că e diferit față de dinainte. Nu este voie tutun, țigări să fie în colete. Nu este voie alcool. Alcool, iar încă o dată referindu-mă la cel gen, palincă, țuică, vișinată, tărie. Vin întotdeauna și nu am avut probleme nici
nici în clipa de față, adică noi având într-o duba noastră undeva la 30-40 de adrese, permit tuturor, ne referim acum la cele care vin din România, permit tuturor 2-4 litri de vin, nu mai mult. De ce? Pentru că atâta timp cât sunt 30 de adrese, asta înseamnă 30 de colete. A ori 2 ori 4 înseamnă destul de mult. Vă spun încă o dată, chiar dacă este voie numai 18 litri, legal, dacă te duci la vamă și tu le declari și le scrii acolo, iată, eu atât am, dar numai atât, nu te duci, cum am văzut și pe unele postări, că li s-au confiscat mașina, dar în mașina lor era undeva la o tonă de vin. Da. Deci, iar în modul de alimente, atâta timp cât se trimet bine ambalate, bine conservate și toate cele, încă nu sunt probleme. Deci este voie cu carne, este voie cu produse, cu mâncare, cu chestii de genul ăsta, se poate trimite în continuare? Sigur că da, atâta timp cât sunt ambalate corespunzător. Ce înseamnă asta, ambalate corespunzător? Ambalate corespunzător, adică carnea să fie congelată și într-o sacoșe, dacă se poate, dintre aceea frigorifică. Și pentru transport, că se menține foarte bine, dar lucrul ăsta și la vamă, când ei văd că nu există șanse de contaminare sau alte lucruri. Scuze-mă că te întrerup. Da. Întreb asta pentru că citeam undeva, cred că pe site-ul hmrc.co.uk, da, că trebuie să fie țiplate. Asta atâta timp cât ele sunt înfășurate într-un cling film, iar apoi băgate în acele, da, să spun, sacoșe, da, pentru care se și videază automat foarte ușor, sunt cât se poate de ok. Iar acum vorbesc și din punctul de vedere al bucătarului, se menține foarte, foarte bine. Am înțeles. Există ceva care, în afară de țigări și de alcool, că alea nu erau. Da, dar este ceva acum, sunt ceva chestii pe care după Brexit nu mai ai voie să le trimiți sau să le primești? Sunt niște chestii la care se percepe vamă? Sunt niște lucruri de astea? Momentan la mâncare, deci nu se percepe vamă. Se percep taxe vamale. De exemplu, dacă aduci din UK sau invers un televizor nou, la acelea se percep taxe vamale. Dar la chestii second hand, de exemplu, dacă cineva vrea să se mute în România și te sună, nu, domnul nu Barbu, se percep. Uite, vreau să trimit mobil acasă, am televizor, am, eu știu, laptop, ce mai am eu prin casă, chestii pe care le strânge omul. Acum să vă spun un lucru, noi undeva la fiecare două săptămâni efectuăm câte o mutare UK-România. Deci pot să spun că acum în februarie am avut 2, în martie avem 4 mutări. Deci oamenii, să știți că, cu o scurtă paranteză, cu părere de rău, încep să plece către casă. Hai că fac și eu o paranteză la paranteză. Ce fel de oameni? Sunt oameni ok sau oameni care nu ar pleca? Să știți că aici e ca într-un cântar, sunt și oameni ok, adică vreau să spun că am mutat asistente medicale, doctori, dar sunt și ceilalți care, tată, ce să mai fac pe aici, că nu mai am ce să iau, nu mai am, sunt, ca și în viață, sunt și de dreapta și de stânga. Am înțeles. Bun, hai să o lămurim atunci. Deci, la chestii care sunt second hand, lucruri dintre astea, din casă, care deja sunt folosite, la astea nu se percepe taxă, doar noi în țiplă, da? Sau există un T1 form care se completează, iar la declarația vamală, acolo se... dacă cumva te controlează și ai formularul acela completat, iar ei se uită în dubă, văd că second hand nu se percep taxe. Absolut deloc. Deci totul... se vor schimba după 1 aprilie, când atunci începe ușor-ușor pandemia, să sperăm că își pierde din publicitatea care are restricții, loc, da.
da, da, începe un nou an financiar al UK-ului și atunci vor fi unele reguli foarte stricte și chiar nu poți să mai păcălești sistemul niciun fel. Asta ar implica că voi acum mai păcăliți sistemul din când în când, a se înțelege că te mai strecori cu unele chestii care poate înainte da, era da, mai da, ușor, da, acum poți, o să fie poți, mai greu. Asta nu înseamnă că poți, acum se încalcă legea, ci se merge poți, cam la limita ei, știi? Poți numi și așa acest lucru, da, cum am și spus, sinceritatea mea fiind de așa natură, da, pentru că studiez și faci anumite lucruri la limită, care nici, cum îi spun, nici vame și la controlul vamal, nici ei nu știu ce să fac. Pentru că n-au, dar vor primi instrucțiuni încât când ești la limită, te vor pune ei în partea cealaltă, dacă acum te las. Am înțeles. Crezi că da, o să fie mai greu de trimis mâncare, de trimis lucruri de aici, din UK? Vorbesc nu, de lucruri nu, nu, private, atât, de a, atâta timp, atâta timp cât lucrurile decurg în modalitatea în care am menționat-o mai sus, nu, deci, nu vor corect, fi, da, nu, va, nu va fi nicio problemă. Nu va înțeles, fi, pentru că lucrurile, să ne înțelegem, lucrurile care vor afecta nu pe noi, pentru că e o scară foarte, foarte mică. Lucrurile cu Brexit-ul afectează la scara cea mare. Acolo, nu, la noi, să treci cu un salam, vei trece tot timpul. Deci, ok, nu, uite, mi-ai ridicat-o la fireu. Ca transportator, da, dacă ar fi să descrii românul în trei cuvinte, ca transportator, te rog, care ar fi alea trei cuvinte? Naționalist, să știi. Naționalist. S-a dezvoltat foarte, foarte mult dorința de a avea și a trăi exact ca acasă. Iar asta mă bucur, sincer să fiu. Deci românii, într-adevăr, nu mai... bine, nu în proporție de 100%, dar general sunt vorbind, foarte... În general vorbind, da, într-adevăr au început să devină... Da, tată, nu mai ți este rușine să spui sunt român sau să-ți dai o altă națiune. Nu, toată lumea, deci în clipa de față, sunt român. De ce? S-au cernut, s-au autoeducat mulți dintre ei. Asta mulți, și așa lași și o persoană muncitoare. Foarte mulți tot la fel muncim. Foarte mulți. Deci... Sincer să fiu, știi ce mă așteptam să spui așa, ca transportator, român este egal. Două puncte. Mâncare, no, mâncare, no, băutură. Nu, no, nu, no, nu. Adică no, aia no, transport no, eu. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Trebuie să-i dăm românului exact eticheta pe care o are. Pentru că fie cizelat sau fie mai jos, dacă este naționalist, este. Dacă este muncitor, este. Ceea, ca și transportator, dacă îi aduci termopane sau dacă îi aduci o bucată de brânză, da, să spun, e una și același lucru din punctul meu de vedere. Am înțeles. Bun, hai să încheiem cu Vasile Barbu, AVG Couriers Manager. Hai să trecem la Vasile Barbu, manager de restaurante, pub-uri, organizator de tot felul de petreceri. Da. Șeful... Vasile Barbu, cel care a fost un pic prin lume și a gătit, au văzut niște bucătării profesionale la viața lui, a plecat din București, de la unul dintre cele mai prestigioase restaurante din București și poate că și din țară, și care a ajuns un pic, așa, mai trecut și printr-o țară și prin alta. Spune-ne un pic cum ai ajuns la punctul ăsta în care ești acum, din punct de vedere al bucătăriei profesionale, al... Din această întrebare îmi stârnește în clipa de față furnicături. De ce? Pentru că vis-a-vis de transporturi sau toate cele, meseria asta mi-am început-o de la 14 ani. Ca bucătar, ca lucrător în bucătărie profesională. Ca ajutor, da, pentru că nu aveai cum să ajungi bucătar la acea vreme și ne referim în anii 90. Mai bine spus, în septembrie 89 mi-am început
această carieră. La unul, da, într-adevăr, dintre cele mai mari hoteluri, Hotel București, la acea vreme, Hotel Radisson, la ora actuală. Da, mi-a adus satisfacțiile de astăzi, această meserie. După 12 ani de continuu la acel hotel, participând la concursuri de artă culinară prin Elveția, câștigător de premii în Elveția, Lausanne, Varșovia, Paris, München, câteva... Nu îmi place să mă laud, mie îmi place să ofer lucrurile, însă astea fac parte din CV-ul meu. Menționat da. Chestia asta ca să-ți dau o ocazie să te lauzi, ci da. Pentru că astea trebuie prezentate. Sunt niște chestii pe care le-ai realizat prin muncă, prin foarte multă muncă. Foarte multă muncă. Ca să lucrezi la temperatura aia, de la o vârstă fragedă și să stai acolo sub un bucătar șef care nu vorbește așa cu hai, te rog, curăță-mi și mie doi cartofi. Acum, dacă faci, mare. Adică te rog să le prezinti astea pentru că e motiv de mândrie. Da, dacă faci o comparație astăzi cum mă comport eu cu bucătarii mei și vis-a-vis de cum era și mulțumesc pe tema asta șefului meu bucătar Ghiță Gheorghe, unul dintre cei mai renumiți la acea oră, nu mai există printre noi, Dumnezeu să-l odihnească, dacă nu învățai într-o săptămână ce aveai de învățat, nu mai aveai ce căuta pe acolo. Și nu numai că nu aveai, prin ce metode, dar lucrurile astea, iar încă o dată fac o scurtă paranteză, eu provenind dintr-o familie de la marginea Bucureștiului, unde educația o ai, însă știi, flerul ăla, șmechera și lasă așa, hai că mai fentez pe partea asta, la altă, las că nu fac aia, las că face ăla, la altă. Lucrurile astea m-au autoeducat la Hotel București. Ai dat seama că nu țin în viață. N-ai, în viață n-ai. N-ai, o iei pe arături după aceea. Da, după care am fost după Lausanne, după ce am obținut locul 2 la Lausanne, mi s-a oferit un contract de muncă în Everland, în Coreea de Sud, Seul. La care și acolo am avut de învățat bucătăria asiatică. Wow. Ceea ce îmi place foarte mult. Îmi face plăcere întotdeauna să gătesc acel stil. După care în 2002 am venit direct aici, la pub-ul pe care îl am acum, la Pandie. Atunci ai venit angajat la pub-ul pe care atunci am venit angajat, da, iar una dintre întrebările patronului care veneau la 2 ani de zile după ce m-am angajat, ce aș vrea eu să fac, i-am spus ce să fac, îmi doresc să te cumpăr pe viitor să dețin un pub și nu oricare l-aș dori pe acesta. Un lucru care atunci, că întotdeauna îl povestesc cu mare bucurie lucrul ăsta, atunci patronul, englez fiind, a râs. Însă acel râs mie mi-a provocat o voință mult prea mare și cu mare bucurie, în urmă cu 5 ani am obținut acest lucru. Nu ca și să vreau să fac un rău sau nu. Nu, îmi doream acel... E ca și copilul meu. Deci în mine plânge sufletul acum pentru că este închis de atâta perioada asta în care l-am renovat, am făcut anumite lucruri în perioada asta ca să fim gata pentru redeschidere. Cum se numește pub-ul? Old Pandy Inn. Old Pandy Inn, ok. Da. O să trecem și noi pe acolo, o să-mi iau familia și o să trecem pe acolo neapărat. Întotdeauna să-mi iau un pint românesc. Avem accommodation, avem absolut tot ce trebuie ca oricine, chiar dacă vine de la o distanță, să petreacă
cu o zi, două, trei, depinde cât se dorește. Băi, să știi că o să-mi păstrez amenințarea asta, între ghilimele. O să fac un drum până acolo, neapărat. Oferi și produse românești, că spuneai de serate românești. Absolut, da, absolut. Intrând pe pagina de Facebook, da, organizez nunți, botezuri, petreceri private pentru români. De ce? Lucrul ăsta foarte mulți îmi dăunează pe partea britanică, pentru că foarte mulți nu acceptă să își vadă pub-ul lor britanică oferă lucrurile astea. Dar întotdeauna cu mândrie spun că pe catargul de la noi, de la pub, există steagul britanic și steagul românesc. Întotdeauna... Las un link în descriere ca să găsească și cei care ne urmăresc să vadă niște petreceri acolo. Eu recunosc că am intrat și am văzut niște... Avem. Chiar duc lipsă de lucrul ăla. Practic aia este viața mea. Cum a decurs procesul ăsta de la statutul de angajat în bucătărie, de angajat, da, să ne înțelegem, erai șef, adică erai all my all. Da. Cum ai ajuns la... Da, domnule, asta este afacerea mea, este copilul meu, aici m-am investit munca, banii. Cum ai ajuns să-l cumperi, practic, până la urmă? Cum am ajuns? Practic, cei care îl dețineau, foștii mei patroni la acea vreme... O vârstă mai înaintată, să știți că chiar dacă zâmbesc, acest business este o durere de cap, adică trebuie să te implici total. Dacă când eram un simplu bucătar, șef bucătar, conducând, aveam o zi liberă pe săptămână, acum nu că nu mai ai o zi liberă, unele din nopți nu le mai ai nici pe acelea libere. Adică trebuie să te implici dacă îți dorești și îți face plăcere lucrul ăsta. Altfel, adică tot la fel, ca în orice alt domeniu, nu te băga dacă nu ești dispus la efort. Niciodată nu am făcut trecerea dintre angajat și angajator. Nu, întotdeauna am fost aceeași persoană. Am muncit și când am fost angajat, am muncit mai mult și când am fost angajator și sunt angajator. Și lucrul ăsta mă bucur, pentru că așa îmi învăț și colegii mei și întotdeauna am spus, dacă la mine n-a fost o plăcere din partea fostului meu angajator să vadă că eu l-am achiziționat, eu întotdeauna le spun celor care colaborează cu mine, cea mai mare bucurie a mea va fi ca unul dintre voi să mi-l luați. Pentru că în clipa în care am să-l dau cuiva căruia își dorește, vrea, oferă, până atunci aveți de muncit. Și, wow. Da, ce motivație, vreau să-mi spun, fii atent. Ce vreau să-mi spun că am câteva persoane care își dau. A venit pandemia asta, care acum ne-a pus pe toți într-o oarecare postură, însă. Asta o să treacă, noi. Da, asta va trece. Însă da, lucrul ăsta l-am spus și să știți că dă rezultate. Dă rezultate. Oamenii chiar se implică. Da, întotdeauna viața este un curs. Nu poți să fii într-un loc permanent. Niciodată. Întotdeauna ne vom mișca. Și atunci, cum a fost timpul meu, va veni timpul altuia și tot așa mai departe. Și trebuie să iei, normal, trebuie să le oferi un drum, un target, dacă vrei să colaborez cât se poate de bine cu ei. Am înțeles, pentru tine practic nu este un loc de muncă, pentru tine este o carieră, este o posibilitate de a te dărui, de a te manifesta, acum că ai și latura artistică, pentru că bucătăria poate fi și artă, automat. Ai și latura antreprenorială, pentru că să ții toată afacerea asta... Automat. Trebuie să te înconjori de oamenii corespunzători, pentru că tu nu poți acoperi toate zone. Nu poți fi un contabil bun, nu poți fi un barman bun. Întotdeauna dacă pui oamenii corecți pe posturile corecte, pozițiile corecte, atunci afacerea este
un succes. Dacă o iei cum e la noi cu cumetrii, haide Gheorghe, vino tu, că e loc acolo, hai că merge așa, nu merge așa. Da, nu faci performanță și nu, la episodul 18 l-am avut invitat pe șef Gabriel. Pentru cei dintre voi care nu ați văzut episodul, intrați în secțiunea videoclipuri a acestui canal și o să-l vedeți pe șef Gabriel, pe Piteșteanu, care a gătit pentru Leonardo Roftei, pentru Alex Ferguson, pentru cel care gătește pentru vedete dintre astea internaționale la Sofitel în Londra și care o să vedeți acolo ce spune despre bucătăria profesională și cât este de greu să ajungi la un nivel care să îți dea cât de cât o satisfacție. Automat. De unde pleci și unde ajungi, e o poveste lungă, un drum foarte lung. Dorință, voință, toate cele. Absolut. Și seriozitate, încă o dată, seriozitate, că nu e serios, ți se spune foarte simplu, ușa e acolo. Da, da. Tu unde îți dorești să ajungi, Vasile Barbu, în 5 ani? Ce vezi acolo, la orizontul ăla? În 5 ani, nu planul cincinal, știi că noi suntem născuți în comunism, noi da, o să continuăm cu planul cincinal. Da. În următorii 5 ani nu mi-aș dori să ajung nicăieri, mi-aș dori să mă mențin unde sunt. Am înțeles. Pentru că întotdeauna este ușor de ajuns undeva, este greu să te menții. Da. Iar pentru mine foarte important e să mă mențin. Iar dacă vine ceva în plus, sunt foarte automat că toți ne dorim. Însă mai există, mai avem și o vârstă, mai avem și o familie, mai avem și alte lucruri, iar lucrurile trebuie puse într-un balans și atunci, de asta și spun, poate este și vremea altora să lăsăm loc și lor. Da. Poate ne calcă niște copii pe urme, poate nu să ne calce, să ne depășească, pentru că noi de bine de rău ne-am făcut un nume, ne-am făcut datoria, e rândul lor să-l depășească, ăsta e targetul. Eu tuturor le țintește targetul sus, înțelegi? Pentru că îți permite vârsta, îți permite educația, îți permite ajutorul care tuturor celor care sunt lângă mine știu despre ce e vorba. Eu îi ajut pe absolut toți și nu mi-e pasă, cum am și spus. Dacă se poate ca cineva să-mi ia pub-ul, eu mă bucur înaintea lui de 1000 de ori. Da, cred că este prima dată când aud pe cineva spunând lucrul ăsta cu atâta candoare, știi? Da, băi, uite. Nu că fă ca mine, fă mai bine ca mine. Foarte mai frumos, bine. Da. Impresionant, sunt absolut surprins. Și dacă tot mi-ai ridicat-o la fileu, că pare să așa, parcă ne-am vorbit înainte și parcă ți-am zis, vezi, ridică-mă da. La minutul cu tare, spune-mi aia. Da. Trebuie da. Să spunem celor care ne urmăresc că noi nu am vorbit înainte despre ce o să discutăm în episodul ăsta, pur și simplu. Nicio clipă. Facem, da, sigur că da, hai să facem. La ce oră? La 10:30, bun, hai să-i dăm drumul. Lucrurile spontane sunt cele mai, cele mai frumoase. De acord, dar mi-ai ridicat-o la fileu ca un profesionist. Vreau să te întreb despre comunitatea sau despre românii în UK, despre da. Comunitatea sau cât suntem sau nu o comunitate, poate ne îndreptăm spre a fi o comunitate mai unită și mai eficientă în a ne spune păsurile și a ne face vocea auzită, mai ales acum după Brexit. Cum vezi tu comunitatea de români din Wales, din Țara Galilor, da. În principal, din Marea Britanie în general vorbind, încotro crezi sau vezi tu că ne îndreptăm? Și ce se va întâmpla acum cu Brexitul ăsta? Ce presiuni crezi că se vor pune pe noi, fie din partea britanicilor, fie din partea noastră, asupra noastră, ca să fim un pic mai ok decât suntem acum? Din punctul meu de vedere, da, ne îndreptăm, am fost, suntem și vom fi o comunitate. Numai că acum, exact ca o sită, se vor cerne, pentru că cei cărora nu le-a fost frică de muncă sau să își ducă traiul normal, aceia vor rămâne. Celorlalți care așteaptă ca la 6 din 49 să le pice, nu vor mai aștepta, pentru că e un los pierdut din start în clipa de față. Ca și comunitate, eu zic că ne vom îndrepta. Să știți că suntem foarte mulți oameni de milioane.
Numai că, din punctul meu de vedere, ar trebui ca cineva să ne adune. Ca cineva, uite, și prin intermediul tău, să știi, este extraordinar ceea ce faci, pentru că în clipa de față ne intersectăm mai multe caractere și atunci ne spunem fiecare poveștile și atunci se iau un mod de viață de cei mai tineri. Și lucrul ăsta va duce, din punctul meu de vedere, în înfăptuirea unei comunități puternice. Pentru că noi românii suntem sufletii, suntem muncitori, suntem cam tot ce ar trebui să fie un om. Da, luați numai individual, că suntem niște oameni foarte faini, numai că atunci când vine vorba de organizare, mai ales atunci când vine vorba de organizare la un nivel un pic mai complex, este foarte, foarte, foarte greu să prinzi doi români care să spună hai. Știi? Este nevoie de lideri, sunt de acord cu tine. Exact. Dar comunicarea cred că stă la un prag, este la un nivel mult mai slab decât ar trebui să fie. Uite, chiar discutam cu Sorin Ciociu de la Radio Punct într-o emisiune pe care o realizez cu el, by the way, shameless plug, știi? Radio Punct, Radio Românilor din Marea Britanie. Realizez o emisiune cu Sorin Ciociu în fiecare luni, se numește Dezbaterea de luni. Și mă întreba el acolo despre români, despre România și românism. Și chiar spuneam chestia asta. Cred că, din punct de vedere al comunicării, suntem praf. Și asta este ceea ce urmăresc eu cu podcastul ăsta, să instig la dialog. Să încerc să încurajez să eficientizăm comunicarea, pentru că noi românii suntem oameni extraordinari. Și nu spun asta pentru că sunt eu român, ci pentru că văd români. Mă uit la oameni ca cei pe care îi intervievez aproape în fiecare zi. Și sunt niște oameni absolut minunați. Dar când este vorba de comunități, acolo sunt probleme, pentru că tot la fel noi avem partea latină a noastră care, mamă, chiar dacă beau o bere cu tine acum, mamă, parcă mâine ți-aici dau un fault așa să măcar de galben. Da, acolo spun că ar trebui, din punctul meu de vedere, să apară câte un lider, o comunitate, cum fac chiar o paranteză, cum am spus la și transportatori, un sindicat. Să facem un sindicat al organizații, asociații. Poate că ar fi bine să începem să ne asociem. În loc să avem grupul românilor din Exeter sau din Cardiff sau din nu știu unde, acele grupuri să se unească sau administratorii acelor grupuri să se unească, să facă asociație concret, negru pe alb, cu hârtie la mână, înscris, domnule, Asociația Românilor din Marea Britanie, Asociația Românilor din Cardiff sau nu din Cardiff, din toată Anglia. Ai și putere, ai și voce. Atunci te duci cu administratori, cu administratori zonali, adică cu cei care, însă întotdeauna, din punctul meu de vedere, în acest lucru ar fi binevenit un ajutor și din partea bisericii, din partea preoților, unde avem. Ar trebui implicați, sigur. Spiritualitatea și pentru noi credința creștină reprezintă ceva important. Acum că este corect să se bage biserica în politica de stat, și aici vorbesc de politică, de guvern și de alte cele. Aici e altă discuție. Altă discuție, nu. Dar în momentul în care vorbești de comunități și vorbești de asociații non-guvernamentale, vorbești de pur și simplu de încercarea de a organiza niște grupuri de oameni în comunități, atunci trebuie implicată și biserica, sunt complet de acord. Și preoții, de fapt, nu biserica per se. Preoții, pentru că ei dețin, adică una e, din punctul meu de vedere, de acord, să dai o povață într-o biserică care intră 100 de oameni și alta e să dai o povață, uite, printr-un intermediu al vostru, la o comunitate, cum s-a și spus, o Asociație a Românilor în UK, să se refere tuturor, nu numai. Atunci ne-ar ia. Și noi avem, că de asta spun, avem calitate, avem voință, ne mai trebuie îndrumătorii. Da,
Da, pentru că altfel bați cu pumnul în masă, între ghilimele, la autoritățile locale sau naționale, atunci când ai nevoie de niște fonduri, când se pot aloca anumite bugete pentru minorități, pentru emigranți, atunci când vrei să faci niște proiecte, atunci când vrei să organizezi o Hora Unie 1 decembrie, sunt anumite chestii care trebuie ținute. Și noi români trebuie să spunem, suntem aici și cam trebuie să vă obișnuiți cu chestia asta. Obișnuiți-vă cu ideea că nu plecăm nicăieri. Automat, întotdeauna eu am și spus, sunt aici, voi fi și voi rămâne. Deci nu mă simt, sunt român, întotdeauna voi fi. Chiar și după 20 de ani, deci nu mi-am pierdut nicio clipă graiul, ca să nu mi-l vorbesc așa cum l-am învățat. Întotdeauna voi fi român, dar întotdeauna mă simt și o parte a economiei britanice. Mă simt bine ancorat în această țară. Deci, iar mi-a ridicat-o la filă, ești ceva fantastic. Voiam să te întreb de felul în care ne integrăm noi români aici și uite chiar te-ai întâmpinat lucrul ăsta. Da. Zici că ai prompter pe care îți arăt ce urmează să te întreb. Da, spune-ne, te rog, de cum ți se pare că suntem sau nu de integrați noi români aici? Am lămurit-o cu comunitatea, nu prea suntem comunitatea, mai mult indivizi fain, dar... Da, acolo trebuie să avem... Trebuie lucrat. Și un profesor. Noi suntem mulți elevi, dar lipsește catedra. Da, și atunci, da asta spun. Așa de, este. Da, deci de la capitolul ăsta, la integrare, cum vezi tu că stăm sau nu stăm? Eu spun că ne-am integrat și ne vom integra din ce în ce mai bine de acum încolo. De ce? Pentru că, uite, vis-a-vis de britanicii, nu sunt ei cele mai bune sau mai calde persoane. Însă în clipa în care văd că eforturile tale vin în folosul comunității și văd eforturile pe care le faci întotdeauna, în orice domeniu, întotdeauna vreau să spun într-o scurtă paranteză, personalul medical din UK este foarte, foarte bine apreciat. Deci integrat undeva foarte bine ancorat în economia britanică și în comunitatea britanică. Noi, toți ceilalți, prin diferite joburi pe care le practicăm, tot la fel, suntem foarte bine ancorați și cred că ne-am integrat foarte bine. Bine, atâta timp cât ai voință. Iar aici tot la fel, depinde de fiecare. Vii pe termen, întotdeauna am spus tuturor, proiectele pe termen scurt, adică vin să lucrez 2 ani, iau banii și am plecat, nu sunt cele mai bune proiecte. Proiectele pe termen lung sunt cele mai bune, cele mai viabile, însă trebuie răbdare, timp și efort. Da, fiecare acum cu prioritățile lui, că unii pleacă de acasă pentru a stopa o gaură, pentru a-și rezolva o problemă și este ok să faci așa. De acord. Nu să te integrezi acum, să mergi la pub în fiecare seară și să stai să dansezi cu localnicii. Dar atât timp cât oferi seriozitate, o faci cu sinceritate și, și te dedici proiectului tău, indiferent proiectului, de corect, sau nu, dar respecti localnicii și respecti regulile și respecti cultura în care ești. Corect. Eu unde voiam să ajung la toată discuția asta sau cu toată discuția asta, mai bine zis. Faptul că ne păstrăm românismul, ne păstrăm tradițiile, ne păstrăm mâncarea, ne păstrăm petrecerile și chestia asta, crezi că afectează sau ajută la integrare? Nu, ajută la integrare. Eu am să spun din punctul meu de vedere și sunt foarte bucuros. Dacă la început am fost privit de către localnici, ca și, ia uite, se face o petrecere românească în pubul nostru, am menționat-o mai înainte, că nu am fost privit chiar și primit chiar cu brațele deschise. În clipa de față mă bucur că am unele petreceri românești cu mai mulți britanici decât români. Asta este argumentul pe care îl foloseam și eu atunci când discutam cu Sorin în emisiunea respectivă, că despre asta era vorba, despre cât ne integrăm sau nu. Și spuneam, băi, eu cred că britanicii se uită la noi și când vedem că noi tragem și ținem cu ai noștri și ne asociem și socializăm noi între noi, ca și comunitate, atunci ei ne privesc cu un alt respect și vor ca ei să ne aibă.
Știi? Corect, așa cum uiți la festivalurile spaniole sau braziliene, sau ei se uită cu admirație. Uite, bă, ce fain! Așa corect. Și cu noi românii. Cred că ne ajută foarte mult să ne integrăm noi între noi prima dată și după aceea să așteptăm să ne putem integra mai complex în societatea britanică. Fiind deținând acest fapt și venind tot felul de clienți și clienți stabili ai mei și mă refer la gen de oameni de afaceri care printre angajați au și români. Exact asta spun, înainte de Brexit, stăteam cum stai la bar și mai discuți, spuneau în felul următor. Băi, dacă voi ați fi o comunitate cât se poate de strânsă, să știi că nici Brexitul ăsta nu ar avea efect împotriva voastră, însă și spun cuvintele unui angajator britanic. Însă eu pot să spun că dețin undeva la peste 20 de români angajați, deci fiecare își pun piedică unul altuia. Care cum să plece mai repede, să rămână cât mai puțin, să fie sigur de jobul. Ori exact lucrul ăsta vorbeam, în loc ca ei să se unească, să fie un nucleu, uite, asta... Dar bine, aici este vorba de educație, de mai multe mai mulți alți factori. Dar este un lucru care un angajator britanic l-a spus. Da, da, aici iar ajungem la educație, iar ajungem la chestii de care am suferit ca societate. Încă suntem în mentalitatea aia quasi-comunistă. Corect, din care trebuie să ieșim. Pentru că noi încă am trăit, noi am fost, cum s-ar spune, educați în acele vremuri. Nu este vina noastră, nu... Da, însă... Nici nu trebuie să dăm vina pe chestia asta și să ne absolvim de responsabilitate. Asta trebuie să ne motiveze, așa cum te-a motivat pe tine râsul britanic exact. Să cumperi. Așa trebuie să ne motiveze pe noi chestia asta, să ne îmbunătățim, nu? Aici există autoeducare. Exact. Deci autoeducarea și întotdeauna să știu un lucru, adică iar la fel în cercul meu de cunoștințe întotdeauna asta le spun. Eu ca să ajung până, nu știu, până la tine, mi este puțin mai greu, pentru că întâmpin anumite probleme. Dar dacă noi mergem toți și când obosesc eu prea celălalt, obosește la prea celălalt, în mai mulți ne va fi mult mai ușor. Singur, poate că ajungi, dar greu. Mai mulți, la oaltă, cu siguranță vom răzbate. Ori noi trebuie să ne adunăm cu toții. Foarte, foarte fain. De mult spun chestia asta, că nu trebuie să fim best friends. Nu trebuie să fim acum să trăim unul în buzunarul celuilalt. Trebuie doar să ne respectăm. Trebuie doar să învățăm să comunicăm eficient. Corect. Să învățăm, să oferim și să cerem, să așteptăm seriozitate. Responsabilitatea este pe umerii fiecăruia dintre noi și dacă... Automat. Dacă lăsăm umerii când vine vorba de responsabilitate automat. Și să ne căutăm numai drepturile și să ne cerim numai drepturile, dar trebuie când vine vorba de responsabilități, când vine vorba de a oferi fugi, corect. Îți mulțumesc din suflet că mi-ai acordat atât de mult timp. Știu că ești un om super mega ocupat. Te rog să ne dai un mesaj celor care urmărim, celor care suntem pe această platformă, podcastul Escu Show. Care este mesajul tău din încheiere și cu cine lași? Din punctul meu de vedere, cel mai bun mesaj și fiți drepți, fiți corecți și aveți-vă ca frații și va fi tot ok din toate punctele de vedere. Ok. Unde găsim AVG Couriers, unde găsim Bubble Pandy pe care l-ai tu și unde te găsim pe tine în momentul în care românii au nevoie de serviciile pe care tu le oferi? Toate sunt în mediul cel mai ușor de găsit pe mediul Facebook, se găsește foarte simplu. Pe Instagram, pe toate rețelele de socializare, inclusiv site, absolut tot ceea ce... Și nu în ultimul rând, chiar fizic, restaurantul se află în Abergavenny, South Wales, o zonă foarte frumoasă, la fel ca și AVG Courier. În aceeași zonă.
Mulțumesc tare mult. O să las toate cele spuse de Vasile în descriere și vă rog să intrați să vedeți ce chestii faine sunt acolo, că chiar merită. Eu am fost Ciprian Ionescu, alias Escu. Ăsta a fost un alt episod al podcastului Escu Show, pe care mulțumesc în continuare că îl sprijiniți. Mai apăsați butoanele alea, nu vă mai plictisesc, cu like, share și subscribe. Vă doresc o săptămână frumoasă și spor la bani, cât de muncă suntem sătui. Pa, pa! Numai bine! Toate cele bune.